Ne-am urnit și noi până la urmă să ne luăm biciclete. Merită. E frumos. Hello. 11 km mai târziu am ajuns la resort pe lac. Am vrut să ne așezăm și noi să bem o bere. Dar frate, 6 dolari o bere la cutie? Bem 6 beri la o bodegă în sat. Eu nu o să aud nimic din ce ziceți. Wow. Bună dimineața! Am plecat să vedem răsăritul pe Inle Lake. Pescari care nu pescuiesc, doar stau la poză. N-am băut cafea, cam ăsta e rezumatul. Am pornit iar cu barca pe canale. Am vizitat una dintre piețele locale. Am luat micul dejun, am băut și cafea. Ne-am mai revenit un pic. Și asta vom face toată ziua. Ne vom plimba pe canale. În jur se văd casele localnicilor. Eu mă întrebam mai devreme cum se joacă copiii din zona asta, dacă vor să se întâlnească, să facă și ei un fotbal. Trebuie să roage tot timpul de mami și de tati să îi transporte dintr-o parte în alta cu barca. Așa, da, pe aici trăiesc oameni. Fabrica de țigări. Aș numi acest loc atelier de țigări, nu neapărat fabrică. Aici totul se face manual. Funza în care sunt împăturite țigările se numește codil și crește la peste 1000 de metri în zonele mai răcoroase, în timp ce tutunul crește în zonele călduroase. Aceste țigări nu numai că sunt făcute manual, dar sunt și 100% naturale. Ciudat, mi se pare mie, este că sunt mult mai ieftine decât țigările internaționale și țigările internaționale sunt foarte ieftine, aici, cel puțin. Acum vom vizita o fabrică de țesături. Venga la va! Fibra de lotus. Man is a protein, woman is a milk protein. And they are baby born crying.
And what, at what age they put the first one? 9 years, 14, yeah. Okay. 9 years, 14 years, 19 years, 24 years, 25 ring is a maximum. Mm-hmm.